Timp România ratează toate țintele pe care și le-a stabilit în fața Comisiei Europene. Este vorba despre educație și cercetare, cadrul legislativ și deficite structurale. Asta arată raportul de țară publicat astăzi la Bruxelles, care scrie că din 2016 și până în 2019 guvernarea trecută a produs derapaje economice uriașe. În schimb, au reușit cu brio vecinii noștri bulgari, care acum nu mai au nicio problemă, pot adera la moneda euro. De la debutul semestrului european, în 2011, 53% din toate recomandările specifice de țară adresate României au înregistrat progrese limitate sau chiar niciun progres, notează raportul Comisiei Europene. Ar fi trebuit să avem mai mulți români și companii care își plătesc taxele și încasări mai mari, să reducem abandonul școlar, să creștem procentul de tineri cu studii superioare, să facem investiții și reforme structurale. Deși am avut bani europeni la dispoziție, nu avem încă un sistem fiscal modern, ori un sistem de pensii stabil. În plus, luarea deciziilor nu este predictibilă, iar companiile de stat nu sunt conduse profesionist. Perioada 2016-2019 a fost ca o întoarcere în timp pentru țară, a punctat vicepreședintele Comisiei Europene, care ne-a prezentat ca singura țară din Uniune la capitolul vești proaste. There are also, unfortunately, less good news. In Romania, the deficit was about 3% of GDP in 2019 and is expected to stay about 3% both this year and next. This reflects a long-standing build-up of fiscal imbalances as a result of pro-cyclical, strongly expansionary fiscal policy since 2016. În traducere, asta înseamnă că majorările de venituri fără acoperire economică au produs scumpiri, reducere de productivitate, lipsă de investiții în infrastructură, importuri uriașe. În schimb, Bulgaria a fost dată exemplu. Țara vecină e gata să adere la moneda euro. I would like to highlight one positive development. The imbalances in Bulgaria have been corrected. This shows that a sustained commitment to sound policies and reforms brings good results. România avea anul trecut un singur criteriu îndeplinit din 5 pentru a putea trece la euro, cel al deficitului. Acum l-a pierdut și pe acela, iar drumul României până la euro se prelungește, cel mai probabil cu încă 5 ani. Continuăm să avem și inflația cea mai mare din Uniunea Europeană și aceste dezechilibre macro cu deficite importante. Deci toți acești factori ne duc către o continuare a instabilității economice în România, care se transferă în deprecierea leului, în inflație mare și în continuare probabil în deficite gemene importante. Pentru următorii 2 ani, creșterea economică va fi în scădere, criza forței de muncă va continua, iar investițiile sunt încă insuficiente, mai arată raportul european. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.